Mama, frate, nu știu, încă ninge, e foarte frumos, dar cred că mai devreme a venit poștașul. S-a auzit ceva așa afară și cred că a venit poștașul. Hai să ne uităm aici, să vedem dacă avem vreo scrisoare, vreo ceva, să ne uităm aici. Mă, ce, vei primi 64 servite cu bani? Mă, ce e asta? Pentru Darusel, stai puțin să mă duc la... stai puțin înainte să mă duc la Darusel, de fapt, stai puțin, că nu e așa. Trebuie să mă uit eu să văd ceea ce este vorba aici, pentru că nu e frumos. Stai, cum adică pentru Darusel, mă, ce primește Darusel și eu nu primesc? Chiar sună interesant asta, adică cum adică pentru Darusel avem o nouă provocare pentru tine. Suntem cei de la concursul de construit, iar de data aceasta venim cu ceva mai diferit, care o să fie mult mai interesant, deoarece tu va trebui să construiești o bază secretă cât mai bună. Stați puțin, dar de ce doar Darusel? Pentru mine de ce nu? Adică de ce doar Darusel? Cum adică Darusel? Construiește mai bine decât mine, băia, nu cred treaba asta. Nu știu, scrieți-mi voi acolo în comentarii cine construiește mai frumos. Bă, dar nu mi se pare normal. Iar Rafael, ia fiți atenți, papa, să fie alături Rafael de tine să te ajute cu sfaturi în timp ce tu oferi cât mai multe detalii despre ceea ce construiești. La finalizarea construcției, atât oamenii din comentarii, cât și Rafael îți vor da o notă, iar dacă nota este una cât mai bună, vei primi 64 de serviete cu bani. Sper să-ți placă noua provocare și te așteptăm cu forțe proaspete. Mamă, mamă, vedeți că sună interesant, chiar îmi place. Adică chiar n-aveam chef să construiesc, să-mi bat eu capul, pentru că și oamenii ăștia știu că Darusel, că îl, bă, practic Darusel nu știe să construiască. Eu mă descurc prea mult și mă descurc cam degeaba, adică n-am cu cine să mă duelez practic. Și acum trebuie să fiu la Darusel, să fiu antrenor sau ceva de genul. Practic nu știu exact ceva, dar chiar sunt curios ce o să facă Darusel. Și acum hai să mergem la el în cameră să-i spunem și noi treaba asta. Și scrieți-mi în comentarii că bă, ce fac, Darusel, mă, ce caz la aici, mă, Darusel, lasă o muzică asta, mă, Darusel, că s-au de afară, mă, Darusel, trezești toți vecinii și Darusel, că există program de liniște, vrei să vină poliția peste noi sau ce se întâmplă aici cu tine, Darusel, ce-ai pățit de ascult o muzică? Nani, nani, puiu, mami, face, nani, Darusel. A, ok, Darusel, ok, nu, Darusel, poți să vorbei, bă, pe bune, dă-te afară că să face noapte, Darusel, cu tine, pe bune, așa, fii atent, Darusel, astăzi, mă, dar ce, bă, răspunde și mie la întrebare, Darusel, ce cauți tu cu muzica așa la maxim? Pe fii antenă, bă, Rafale, eu sărbătoresc ziua lui Gigel, da, ziua lui Gigel. Cine e, mă, Gigel, Darusel? Da, stai puțin, că am uitat, stai, că am uitat, Darusel, scuze, chiar am uitat cine era Gigel, dar fii atent, bă, Darusel, fii atent, Darusel, că s-a întâmplat o mare chestie, Darusel, am o mare veste pentru tine, nu știu, Darusel, dacă ai auzit stai, și tu poști. Stai, să ghicesc, am rămas fără burger? Nu, Darusel, tu nu vezi că mănânci burger, cum adică ai rămas fără burger? Bă, am zis că e o veste mare pentru tine, adică o veste mișto, Darusel, nu e ceva nașpa, cum adică? Adică stai puțin, adică tu vrei să rămâi fără burger, mamă, în sfârșit, Darusel, nu vrei să burgeri, gata? Nu, bă, mi-mi plac burgeri, ia-te că s-am, Da, o grămadă, Darusel, o grămadă, dar fii atent, aici nu este despre burger, fii atent, Darusel, vino repede cu mine afară, pentru că eu, dar hai mai repede, Darusel, mă, ce tot faci, bă, Darusel, da. Stai. Ok, Darusel, fii atent, vorbește mai ca lumea și fii atent, Darusel, vezi tu aici, am auzit mai devreme poștașuri și avem aici ceva pentru tine, Darusel, trebuie să citești neapărat, pentru că eu am citit, Darusel, și o să rămâi mască, o să fie ceva ce să-ți placă 100%. Pentru Darusel, avem o nouă provocare pentru tine. Suntem cei de la concursul de Ok, gata, Darusel, nu știi să citești, Darusel, trebuie să mai treci pe la școală, trebuie să mai înveți, Darusel, pe bune, să lași tu bărbi. Hai, hai rapid, iar ai luat ăsta după tine, bă, Darusel, bă, ce cauți, mă, Darusel, bă, dă-te, mă, și Darusel, să te explic despre ce este vorba. Fii atent, Darusel, vrei primi 64 de serviete cu bani dacă eu, la concursul de construit, o să-ți dau o notă cât mai bună și eu și oamenii din comentarii, o să-ți dea acolo note, pentru că, fii atent, Darusel, astăzi doar tu duelezi, practic, doar tu trebuie să faci o bază secretă, Darusel, și tu trebuie să dai detalii, sfaturi, toate chestiile astea, să spui acolo cum faci tu procesul ăsta, ca oamenii să învețe de la tine cum să facă o bază secretă. E bune, pe fie antenă, bă, Rafaele, fie antenă și. Ok, Darusel, a învățat niște chestii noi, niște magii noi, ok, a fost interesantă chestia asta, trebuie să recunosc. Bă, dar Darusel, vine bă înapoi, că trebuie să vorbesc ceva cu tine, Darusel, stai ia puțin, Darusel, unde te... Ok, deci... Deci fii antenă, bă, Rafaele, fii antenă, fii antenă, dacă tot vorbim de magii, ia vreo tu încoace. Mă, ce, Darusel, ce să vin încoace? Bă, Darusel, trebuie să mergem acolo, bă, dar ia-ți burgeri ăștia, Darusel, mamă, dar mai umplut aici full de burger, bă, Darusel, de fapt, stai un puțin, de ce să arunc eu burgeri, mă, Darusel, că vreau și eu burger, numai stai puțin așa, Darusel, yeah. Ok, mersi, oh, Darusel, ești foarte darnic, tu, am înțeles, sau, oh, mamă, și pizza, Darusel, ok, așa, mă, ce tot vrei, de ce m-ai chemat în casă? Fii antenă, bă, Rafaele, eu vreau ca tu să mergi în omul ăsta de zăpadă, că fii antenă.
fiantră. S-a făcut o magie, ok? O magie, fiantră. Bă, Darusel, da, ai făcut o magie. Dacă îmi zici că faci magie și de-astea, Darusel, nu trebuie să-ți iei o voce de așa de vrăjitor, că dintr-o dată parcă te doare așa în sus cu vocea, Darusel, nu știu de ce. Așa ce? Mă, m-ai învățat și chestiile, bă, câte chestii m-ai învățat, bă, dar în sile așa de noi, în fine, mă, ce să calm acum, adică să intru în omul ăsta de zăpadă, dar în sile, ce să fac? Păi, fiantele, vreau ca tu să te duci în elut așa și după să, fiantele, faci așa și după să dai cu spatele, hai, fă așa. Cum adică o să fac așa, ce să fac, dar în sile, intru așa și ce să fac, cum adică am intrat așa, și ce să fac? Fiantele, pa. Ce mă, dar Răsule, mă, ce faci tu acolo, mă, dar Răsule, că mă enervez, adică, pe bune, ce tot faci, vezi că vin acum peste tine, dar Răsule, ce ai? Stai, hocus pocus and mama locus, dar Răsule este focus! Așa, mă, dar Răsule, dar de ce m-ai chemat aici, ce să caut eu un om ăsta de zăpadă, bă, dar Răsule, mă, că ești aici, pe bune, mă, ce, dar Răsule, ce sunt, bă, dar Răsule, cum am ajuns aici? Dar Răsule, hai, fiantă, răbăra, faile, eu mi-am folosit o altă magie și asta se numește le snowman, le teleportation și am mutat în engleza. Deci, fiantă, răbăra, faile, eu știam de concursul ăsta dinainte că am citit și fiantă, răbăra, faile, e frig, așa că puneți-i lapii. Dar Răsule, ok, nu prea, adică, bă, dar să-i învățăm cum ai învățat magia asta, dar Răsule, cum ai teleportat aici, bă, pune, adică nu te înțeleg, dar Răsule, în fine, fii atent, bă, dar Răsule, acum trebuie să construiești, nu-i așa? Da, ok, pa! Dar Răsule, stai puțin, că trebuie să-ți dea și oamenii niște bani. Mamă, fii atent, uite aici, dar Răsule, ia, fii atent, deschide 564 de serviete cu bani, dar Răsule, fix aici. Da, bă, fii atent, eu cum l-am vrut și ai naștiga concursul, pa! Bă, cum adică, ai frumă, bă, stai puțin, dar Răsule, stai cum adică, dar Răsule, lasă-i aici, că după oamenii ăștia, nu o să te mai chime la concursul, prefer să furi aia acum și să nu mai primești alte dăzi, dar Răsule, mai bine primești și alte dăzi, nu? Ok, fii atent, bă, Rafael, eu acum o să încep, fii atent, deci eu o să-mi iau niște zăpadă, niște snow, așa, eu o să-mi iau niște, o să-mi iau niște gheață și fii atent, bă, Rafael, eu o să-mi iau niște gheață și fii atent, bă, Rafael, eu o să-mi iau niște gheață. Bă, fii atent, dar Răsule, în primul rând vreau să-mi spui ceea ce vrei tu să faci astăzi, cum te-ai gândit să faci tu o bază secretă, ai vreo idee așa în capul tău acolo, dar Răsule? Stai să văd, deci dacă unul plus unul încă al doi, da! Ce, păi, și care e ideea? Ok, deci antenă, eu o să fac așa o bază secretă, o să pun niște gheață, iau-te frumos, gheață, 1, 2, 3, 4, 5, așa și 1, 2, da, 3, 4, 5. Stai, dar Răsule, că eram departe, ce nu țipi așa, în fine, că mai și sperea, bă, dar Răsule, bă, deci fii atent, dar Răsule, mi se pare interesant faptul că poți să stau aici să văd cum construiești tu, dar Răsule, cum ești tu, așa, atent, mamă, dar foarte atent ești tu, dar Răsule, bă, dar câte chestii mai faci, bă, dar ce bază vrei să faci, de gheață, cum vrei tu să faci baza asta, că nu prea înțeleg, nu prea îmi dau seama, dar Răsule, că nu prea văd unde e baza secretă, sincer. Bă, fii atent, bă, Rafael, o să vezi, bă, o să fie perfect. Da, o să fie perfect, dar Răsule, ca de obicei, dar ce o să fie, dar Răsule, spune și oferește mai multe detalii, că așa a spus lumea, așa a spus acolo la concurs, trebuie să scrii, dar Răsule, să oferi cât mai multe detalii, să spui ceea ce faci tu aici, să povestești. Ok, fii atent, bă, Rafael, o să fac un fel de război de om de zăpadă. Ok, fii atent, bă, Rafael, eu vreau ca tu să pleci, că vreau să fac aici, okay, vreau să fac aici, așa că pleacă. Cum adică să plec, dar Răsule, că mi-a venit oamenii să rămână aici, de ce să plec, dar Răsule, cum adică și cine mai vede, dar Răsule, că nu trebuie să construiesc eu. Păi nu, Rafael, fii atent, că vreau să fie secret, bă. Ok, dacă e vorba doar de intrare, hai că te aștept, dar Răsule, intru aici, mă, dar stai puțin cum intru, ok, deci intru, stau așa în partea asta, chiar sunt curios ceea ce vrea, dar Răsule, să facă și scrieți în comentarii ceea ce credeți voi că o să facă, dar Răsule, cum o să fac el baza secretă, cum o să fie, dacă o să fie o bază secretă, păi nu știu, fiți atenți, hai să dau o notă așa, vreau să dau o predicție, vreau să zic, cred că o să-i dau nota 8 lui, dar Răsule, nu știu ce, să cred că să-i dau nota 8, dar să sperăm că o să fie o notă cât mai mare, pentru că vreau să-mi pun baza, dar Răsule, vreau să facă cât mai multe construcții bune de acum înainte, pentru că știți că mi se pare că ultima dată chiar construiește ceva frumos. Dacă mai țineți voi minte atunci când făcuse chestia aia ca și cum vine o insulă așa, era insula aceea plutitoare de era din pământ, practic chestia aia scoasă. Chiar mi-a plăcut acolo cum a construit el, dar chiar îmi doresc faptul ca Darusel să construiască cât mai mult, cât mai multe lucruri șmechere, pentru că știți că Darusel nu poate să facă nimic. Ce vrei, mă, Darusel? Ce vrei? Gata, ce ai făcut, mă, tu aici? Ok, gata, l-am terminat. Stai puțin, Darusel, că voiam și să mai vorbesc cu oamenii aici. Lasă-mă puțin, lasă-mă 2 minute. Ok. Deci vreau să continui, nici nu mai știu ce mai vreau să continui, dar chiar îmi doresc faptul ca Darusel să fac construiesc cât mai multe chestii. Pune ca să am și o concurență, nu? Dar hai să merg acum înapoi la Darusel, să vedem ceea ce să facă. Puteți să fac. Ok, deci am crezut că vreau să-l din bat de pe aici. Ia, mă, să vedem ce a făcut, mă, Darusel. Mă, ce e asta, Darusel? Ce ai făcut aici cu oamenii ăștia de zăpadă? Ce se întâmplă aici? Pe fiante, mă, bă, Rafael, eu să fac războiul. Dar Darusel, trebuie să faci o bază secretă, ce război visezi? Pe fiante, mă, bă, Rafael, stai, că fiante,
antenă aici? Da, dar să le fie antenă, fie antenă, fie antenă și tu râzi de tine, dar să le la cât de fie antenă vorbești în continuu. Mă, ce trebuie să facem aici, dar să le, adică ce înseamnă aici? Ok, mi-ai pus aici niște dăște, ia mă, mai telefon. Mă, dar să mă, ce? Mă, tu dai și de mine, mi-ai aruncat în apă, dar să le înjine, simțiți chiar așa, mi-ai aruncat în apă. Mă, ce faci tu? De ce ai pus gaura asta aici, dar să le spun, bune, fă o bază secretă, nu-ți mai bate joc. Pe parafle, fie antenă, vreau să zic că în oamenii ăștia de zăpadă am ascuns o gaură și ce o să-mi fac eu baza secretă. A, și nici n-ai zis și eu deja am picat. Mamă, cât de secret e locul ăsta, că l-ai pus fix în jumătate, bă, dar să-l, dar nu puteți să te gândești să-l pui în altă parte, pentru că aici e fix în jumătate, dar să-l, crezi că n-ar fi venit nimeni fix în jumătate? Nu! Ok, bă, dar să le momentan, nu știu ce să zic, ți-aș cam scade, nu prea, dar să-l fii atent, eu am dat o predicție că ți-aș da nota 8, că o să fie de nota 8, ceea ce faci tu, dar să-l, dar nu știu, bă, mi se pare că am citat, mă, dar altundeva nu cred că am mai făcut ceea, dacă mă uit așa, da, deci cam aici este ok, dar să-l, și dacă înainte ce o să faci tu, adică ce faci tu aici, arena asta, ce e aici în partea asta, dar să-l, ce vrei tu să faci și cum o să faci tu baza secretă? O să vezi, dar e decor, e decor. Deci fie antenă, bă, Rafale, o să fac aici zona de bătaie. O fac frumos, bă, o fac elegantă. Da, elegantă, dar răsile, ce zona de bătaie, dar răsile. Dar știi, eu vreau să spun că aici nu e bătaie, dar răsile, aici trebuie să faci bază secretă. Așa că apucă-te de baza secretă, dar răsile. Păi și stai puțin, atât o să fie aici gen asta, crezi tu? Dar nu știu, mă, dar răsile, mi se pare că am citat chestia asta pentru că oamenii de zăpadă. Bă, gata. Bine, gata, dar răsile. Ok, acum vorbește tu, te las pe tine să vorbești. Ok, vorbește tu ca să te saturi, dar răsile, că știu că tu nu vrei să vorbești. Adică acum te las pe tine să vorbești, dar tu nu o să vorbești. Ok, deci fie înțeleg, bă, Rafale, eu ce fac aici frumos, fac aruncătoare de burgeri. Asta de burgeri, da. Dar să ce aruncători mai faci tu, păpune? Adică ce, nu mai trebuie să mai faci nicio aruncătoare, dar să le de bulgă, de bulgări, mamă, dar să le, bă, da, nu mai știu să mai zic bulgări, bulgări, păpune, dar să le, că vine să zic burger, de la câți burgeri mănânci în continuu, dar să le, că tu ești obsedat, bă, dar să le, bă, da, nu știu, mă, dar să le, bă, da, pentru ce faci tu asta? Într-un fel că aper baza cum ar veni. Da, interesant. Da. Dar stai puțin, dacă arunci cu bulgări ești, dar să nu se dărâmă omul de zăpadă. Nu te-ai gândit la chestia asta, că o să dărâm și o să pun să intri să vadă lumea secretă cum ar veni? Păi nu mă facă, fie antenă. Eu lasă, m-am gândit, bă, Rafale, dacă tu dai cu zăpadă într-un om de zăpadă, zăpada se multiplică. Da, e adevărat, dar să le, s-ar putea întâmpla și chestia asta. Dar dacă dai cu putere, dar să le, și o să se dea la o parte, ce spui de treaba asta? Dacă o să cadă? Ok, nu-ți pasă, dar să le, ok, fii atent, ok, te las pe aici să faci treburile astea, dar să le, o să revenim când o să te apuci de bază, dar să le, în special, când o să te apuci de baza secretă, dacă mai faci pe aici, ok, mai, bă, dar să le, vreau să întreb, în afară de chestia asta, mai faci ceva pe lângă? Da! Ok, deci înseamnă că revenim, dar să le, ok, hai că revenim acum, sau, mă, dar să le, spune, ce mai faci ceva în afară de asta sau te apuci acum de bază? Uite, dar să le, uite că moare, bă, dar să le, băi, aici, dar să le, mai de fii atent cum cade ăsta, dar să le, să distruge, fii atent, 3, 2, 1, bă, dar să pot afeți că e invincibil ăsta, mă, băi, cam greu, bă, dar să le, că să ținem ăsta pe picioare. Pe fii antenă, bă, Rafale, pe batul să-l cheamă, el taruseno, el snomeno, da, ok, am înțeles, deci acum vrei să spui tu mie că o să te apuci de interior, dar să le, de bază secretă propriu zisă, cum ar veni? Yes, sir. Ok, dar să le, dar fii atent că pești ăștia o să vadă, dar să le, și poate să-mi pești cu camere, dar să le, o să fie de aia de la FBI, dar să le, cine știe cum te vede, mă, ce caută pe bicicletă, dar să le, o bicicletă aici, dar să le, a, mă plimb cu bicicleta pe sub apă, ok, dar să le, cât timp tu faci bază secretă, eu mă plimb aici cu bicicleta pe sub apă. Fac la cohaio, medi, ce vă? Da, ok, dar să le, gata, dar să le, fac acolo, cum să le știi tu acolo, că eu mă plimb cu bicicleta pe aici foarte frumos, scrieți acolo în comentarii ce credeți că o să facă, dar să le, dacă o să vă placă, dacă credeți că o să facă ceva frumos, eu așa sper, și scrieți-mi dacă vreți să facem treaba asta și cu Alice bine, de fapt, să dați acolo note cât mai bune și să le spuneți oamenii care ne cheamă la concursul la 500 de construit să ne mai cheme și să cheme și pe Alice, pentru că vreau să cheme și pe Alice și poate ne cheamă pe Darcy la alte runde, cine știe. Acum a fost cu baza secretă, chiar sunt curios ce să... Dar Darcy-l bosul, da, unde mai era? A, prin partea asta, ok. Mamă, fii atent că s-a apucat Darcy aici, mă, ce faci, bă, Darcy aici? Mamă, ok. Păi stai puțin, atât o să fie baza Darcy? O fac mai mare, bătu! Ok, Darcy, ok, deci fii atent, Darcy, când o să termin tu designul ăsta, când o să termin practic aici interiorul ăsta, Darcy, și o să te apuci practic de interior, când termini aici, gen, cum ar veni pereții și toate astea, Darcy, schela, toate chestiile astea, Darcy, o să revenim și chiar sunt curios ce o să mai faci tu, Darcy, dar așa, în plan, mai tu vrei ideea, adică ceva să ne spui, mai ceva să ne spui? Kakadu, da, Rafael Islam. Vorbe înțelepte de la Darcy, vorbe, cele mai înțelepte vorbe de la Darcy, nu, bă, Darcy, nu știu, Darcy, măcar,
chiar sper totuși să construi. Hai mă că te ajut, Darius, să le fac aici foarte frumos. Așa te-am ajutat așa frumos. Te-am și pe aici, faci și pe aici așa. Sau cum fac aici? Cum fac, Darius? Cum vrei să fac? Cum vrei să fac? Sau hai mă, te las pe tine, Darius. Eu mă duc sus să-mi spui cum termin asta. Ok, Darius, eu o să plec, mă duc aici sus foarte frumos. Da, așteptăm să vedem. Da, Darius, așteptăm să vedem ceea ce o să faci tu. Sau de fapt mă gândeam să facem în felul următor. Mă gândeam, poate să aștept aici, nu știu, vedem, poate, nu știu, dar fii atent că mi-a venit o idee. Chiar sunt curios. Și îmi spune cum vrei să facem. Vrei ca de acum înainte să aștept afară și să-mi spui tu când o să fie gata, dar zile, sau vrei să mai vin din când în când să mai văd ce o să faci după aceea, ca poate mai ceva de spus? Vreau ca tu să vii, că tu că vii și să mai zici, ok, mersi, pa! Dar să le n-am înțeles nimic, ce mi-a zis, ok, dar să le, deci ok, o să mai vin din când în când, mă duc acum sus, te mai aștept câteva minute, dar să vedem ce mai făcut, dar să ce o să mai fac acolo, vedem că dar să le entuziasma, nu mai poate de fericire, scrieți-mi în comentarii dacă credeți că dar să facă ceva super șmecher și eu sper să facă totuși, că vreau și eu să am concurență, nu de alta. Bă, gata, Darusel, ce vrei, Darusel, ce mai vrei? Fai, vede și alea, banii lui Darusel sunt în buzunarea sa, măi! Ok, hai să vedem ce a mai făcut Darusel, deja stau de câteva minute și eu cred că a mai făcut el ceva pe aici. Hai să vedem, ok, vedem că a pus cară pe aici ceva de genul, Bă, ce faci, mă, Darusele? Tu ai adormit, deci m-ai lăsat. Am zis să te las singur, să văd ce faci și tu adormeai aici și n-ai mai făcut nimic, Darusele. Vrei să-mi spui că eu stau de 10-15 minute, Darusele? Degeaba și tu n-ai mai făcut nimic, ai adormit. Nu, dar nu, că fii antenă, uite, am făcut. Ai făcut așa puțin, Darusele, și după aia adormit aici în colț, Darusele. Hai, mă, Darusele, pe bune, bă, joc, ai făcut aici, ce tot faci? Mă, ce caută zăpada asta și ce sunt astea aici de sub, dar ce vrei să faci tu, Darusele, aici, de fapt? Ok, Darusele, bă, știi ceva? O să stau aici, Darusele, dar cred că... Bă, Darusele, bă, ai și tu o idee așa măcar ceva să faci? Că nu înțeleg, ce tu faci aici? Ce înseamnă să, Darusele? Hai că vedem că faci aici ceva de genul așa, pe chestia asta, ok, niște șulcăre. Bă, care e faza? A, pui niște chesturi, șulcăre, cum ar veni ascunse, sau care e faza? Bingo, bă, Rafale, bă, Rafale, se uite că nu ești prost. A, ok, Darusele, ok, mai ieși la mișto, în fine, Darusele, știi ceva, Darusele? Dacă nu mai ai nimic de zis, Darusele, o să începem. Mamă, skipit, bă, ce faci mai aici? Pui și toalete, bă, Darusele, bă, e comică chestia asta ta, bă, Darusele, bă, ce tu faci? Darusele, bă, ce înseamnă, mă, astea aici? Bă, ce, ce reprezintă baza asta ta, de fapt? Pe fiante, bă, Rafale, este un război dintre skipit din toalet și oameni de zăpadă și fiante, uite, batul ăsta de zăpadă este în echipa schimbului din toalet și ei ajută, genul că are așa secret și ajută pe schimbului din toalet să câștige. Da, n-am înțeles nimic, Darusele, care băiat, că nu înțeleg, nu e niciun băiat aici de zăpadă, Darusele, da, în fine, Darusele, fii atent, acum, Darusele, în afară de asta, ce mai ai tu de făcut acum, Darusele, pe bune, gen, mai ai, ce tot faci aici, Darusele, că, eu nu prea înțeleg nimic, Darusele, ce vrei tu să faci aici, tu vrei să faci, să umpli ce, Darusele, dar fă baza aici, că mai uite cât spațiu mai ai pe aici, câte chestii mai ai, fă și tu baza aici frumos, ce tot faci aici? Stai, hai că pot! Așa, deci pun aici bam și mai pun la de zăpadă și ce mai pun frugătucut o leacă. Dar vorbește mai tare și bă, Darusele, gen, pentru ce ajută asta, mă, Darusele, apucă-te serios, fă aici baza, mai fă aici, că mai e foarte mult loc aici. Bă, Rafale, ești prost? Mă, Darusele, vorbește mai tare, că nu te aud. Bă, Rafale, stai, deci fii antenă, bă, Rafale, eu fac aici, fac materiale, le fac gloanți pentru ăștia, pentru schimbi din toilet, că e război. Ok, e război, ce război, Darusele, că, gen, Ce război? Că nu înțeleg, ai că schimbiți să bați cu zomenii de sus, Darusele, sau care e faza? Stai puțin, cum adică, Darusele, schimbiți cu, mă, Darusele, nu înțeleg, pentru că schimbiți, gen, zomenul practic apăr acolo, face baza sa secretă, că dacă nu era zomenul acolo, nu era baza secretă, ăștia sunt în echipă, Darusele. Pe fiecare rău, bă, Rafale, batul sau omul de zăpadă, el este cu echipa schimbiți și fiecare rău, bă. Deja te întrebă, Darusele, ai o poveste reală sau ceva, gen, pe bune, o poveste reală? Te bâlbâi prea mult, Darusele, și nu înțeleg ceea ce vrei tu să faci aici, pe bune, adică nu prea înțeleg. Ok, deci fii antenă, oamenii ăștia de zăpadă au aflat că omul ăsta de zăpadă i-a trădat și omul ăsta de zăpadă este în echipa schimbii din toalet. Și fii antenă, eu am făcut aceea deasupra
felul ăsta. I-a făcut sub lui o armată de schimb din toile ca să iasă afară și să-l ajute pe omul de zăpadă, ok? Ok, dar să n-am înțeles nimic, scrieți-mi în comentarii dacă v-ați înțeles. Și acum ce mai faci, Darusele? Păi nimic, că am terminat. Atât, vrei să spui că doar atât, nu mai faci nimic în interior, Darusele? Da. Păi și Darusele, mai înțeleg că nu prea, nici n-am fost atent, Darusele, nici n-am înțeles, dar nici n-am fost atent, Darusele. Mă, cum, ăștia sunt în război, deci oamenii de zăpadă sunt în război cu toaletele? Da, și fie antenă, bă, Rafaele, omul ăsta de zăpadă, el i-a trăzat pe oamenii ăștia de zăpadă. Acum am înțeles, da, el atacă, mă, da, el atacă că l-a trădat, ok, și ăsta stă practic aici, dar ăsta e invincibil cum ar veni, nu? Păi da, și fie antenă, bă, Rafaele, în imaginația mea, ar trebui să iasă schimbi din toalet să-l ajute. Ok, bă, dar așa, bă, e o chestie interesantă, e o poveste interesantă, scrieți-mi dacă vă place povestea, pentru povestea lui Darusel, pentru că am înțeles într-un final absolut, dar nu înțeleg, de fapt, pot să înțeleg și cu baza secretă care e faza, nu știu, bă, Darusele, ziceam că îți dau nota, Darusele, dar cred că o să-ți dau nota 9, Darusele, pentru că îmi place și povestea, am înțeles povestea, Darusele, într-un final, o să-ți dau nota 9, vreau ca oamenii să scrie acolo în comentarii, să sperăm că și, adică spun, Darusele, convinge pe oameni să-ți dau nota cât mai mare ca să pleci cu alea 64 de valize pe serviete acasă. Yay, fii atâta, bă, Rafaele, sunt așa de fericit, sunt așa de fericit încât, ok, bă, Darusele, dar vină înapoi că tu acum trebuie să-i convingi pe oameni ca să-ți dau o notă cât mai bună, Darusele, nu trebuie să fii fericit pentru că încă nu se știe dacă ai câștigat alea 64 de serviete sau nu. Hei, tu, hei, tu, deci fii atâta, bă, eu sunt la 17 și vreau ca tu să-mi dai notă mare, ok, ok, mersi. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.